Accident teribil în județul Argeș. Un tânăr de 28 de ani a murit după ce s-a izbit violent cu motocicleta de un camion. Tânărul, care era din Târgoviște, mergea împreună cu alți doi prieteni la un popas de pe dealul Negru să mănânce mici. La ieșirea de pe autostrada 1 a derapat cu motocicleta și a intrat sub roțile unui camion de marfă. Dar l-a lovit mașina? Credeți că a intrat el în mașină sau invers? El a derapat în curbă. Da. Și a intrat sub mine. Nu l-ați putut evita în niciun fel? Am încercat, dar dintr-o dată a fost pe fracțiune de secundă. Mi s-a spart motorul și fac una de mână am putut să mai. A intrat dar sub mine. Dar motocicletul unde nu te pardă? Aici. Deci vinea dinspre Pitești. Pitești. Și eu mergeam înspre. Potrivit martorilor, motociclistul a pierdut controlul direcției, a intrat pe contrasens, iar camionul a trecut peste el și i-a secționat un picior. Întins, cu piciorul retezat, piciorul uitat accelerat mai aici și a venit smurdu după câteva minute. L-a suit pe targă, l-a urcat în salvarea de urgență și l-a piciorul într-o punctă și a plecat la spital. Motociclist venind spre București, mă duc fateză la condițiile de drum și într-o curbă, la dreapta, a pătrus pe contra în coliziune frontală cu un autocamion care avea intens opus. Aproape o oră s-au străduit medicii de la Spitalul Județean din Pitești să-l readucă pe tânăr la viață. Leziuni traumatice extrem de severe, un politraumatism cu traumatism abdominal, toracic și amputație de membru inferior stâng la nivelul gambei. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.